UBT a început în forță, astfel că după primul sfert, tabela indica 33-18. Formația clujeană a speculat orice breșă în apărarea bucureștenilor și a combinat perfect în atac. De cealaltă parte, americanul Devon Mitchell s-a zbătut să readucă Dinamo la viață, însă fără succes. I-am felicitat pe băieța din Oar pentru că au fost profesioniști și au făcut treaba, au avut intensitatea necesară de la începutul meciului și știam că dacă se va întâmpla așa, nu vom avea probleme în acest meci. Am început bine, după care pur și simplu am căzut, nu am mai reușit să înțelegem exact toată tactica pe care am avut-o de făcut în apărare. Roland Török a fost cel mai bun marcator al clujenilor grație celor 25 de puncte. Filip Adamović și Max Pustozonov au combinat pentru 26 de puncte, în timp ce George Tot a reușit 11 puncte alături de faza meciului. Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie. Noi ne-am făcut jocul nostru, am respectat toate cerințele, aproximativ toate cerințele antrenorului. Mă bucur că toată lumea a reușit să prindă niște minute și aproape toată lumea a reușit să și înscrie. A fost greu pentru noi. După două săptămâni de pauze au avut Cupa României, s-a văzut lipsa jocurilor pentru noi. Sunt oricum Clujul are o echipă foarte bună și cred că doar ei pot pierde acest campionat. După acest succes, UBT se pregătește de faza 1-6 a campionatului, care va debuta sâmbătă la Oradea. Până atunci, rezultatele excelente le permit clujenilor să se țină de farse. Fă chimișa, orice, man!